Începem prin a vă spune că asistăm la un eveniment deosebit, un eveniment editorial, care se așează în lungul șir al acțiunilor și evenimentelor culturale găzduită sub cupola acestei prestigioase biblioteci, Biblioteca Județeană Petre Turcu din Baia Mare, o bibliotecă reprezentativă atât pentru orașul nostru, cât și pentru Transilvania, dar în egală măsură pentru țara noastră. Zicem că este un eveniment editorial deosebit, deoarece un scriitor, dintr-un domeniu oarecum diferit, am putea spune, ne surprinde prin sensibilitatea de care dă dovadă, prin elevarea unui aspect, unui fir epic, tragic, reușește să realizeze o carte deosebită, scrisă într-o manieră asemănătoare volumelor realizate de Franz Kafka, în care răul, cu fiecare pas, se amplifică, o carte care șochează încă de la titlu, printr-un titlu format din doi termeni, antonimici, victorie și înfrângere, un titlu în care înfrângerea apare ca determinant al victoriei, ca adjectiv, ceea ce trimite la victoria înfrângerii sau înfrângerea victoriei. Ne bucurăm să vă vedem aici într-un număr atât de frumos. Acest lucru dovedește că îl prețuiți pe scriitorul nostru, domnul Iacob Oniga, și prin efortul domniei sale, noi suntem convinși de realitățile scriitoricești de care dă dovadă și eu personal am fost mirat, pentru că provine dintr-o lume a oamenilor duri, o lume în care suntem obișnuiți să spunem că cei de acolo sunt eroi tăcuți, eroi duri, dar acei eroi duri ne apără și sunt mult mai sensibili decât suntem noi toți. Pentru început, aș dori să-i dau cuvântul domnului director, dr. Teodor Adelea. Dragii mei, dragi și iubitori ai cărții în general, iubitori ai acestei cărți și admiratori ai acestui autor, pentru că m-am obișnuit și ne-am obișnuit să trăim astfel de evenimente în care Iacob Oniga își lansează cărțile sale și să aibă un auditoriu suficient de bine corporalizat și suficient de bine reprezentat din categorii distincte care, în felul în care statisticile lucrează în comunitate, pot să zic că ne îmbunătățește și viața noastră trebuie să fie populată de autori și de opere care să ne îndestuleze plăcerile, tentațiile, iluminările noastre configurate destul de timid, dar alimentate sănătos și copios după ce citim o anumită carte. Sunt plăceri care merg așa, foarte țintit spre ceva. Eu, când am început să citesc cartea, m-am trezit că gândul meu merge spre sociologie. Și aici, asumarea de răspundere a autorului este colosală. Într-un domeniu care este, din capul locului, așezat fundamental. Aici e vorba de destin. Și destinul este o chestiune de primă ordine în tematicile care marchează literatura de la începuturile ei. Indiferent dacă le-am fundamentat undeva în ținuturi îndepărtate sau mai apropiate, destinul este un astfel de element. Evident, s-au înscris cel mai mult grecii pe această pantă prin filozofia ei, prin literatura ei, în principal tragicii greci, care au venit cu o literatură solidă a destinului ce nici nu știu dacă a fost vreodată depășită, dar problema destinului este cu adevărat o problemă uriașă. Dar problema destinului este uriașă și în cadrul vieților noastre, nu numai în literatură. Fiecare suntem purtători ai unor elemente ce au cursivitate, au logică, au mers și altor elemente pe care nu le înțelegem. De ce atunci am luat
hotărârea să o luăm în direcția cealaltă, de ce atunci am pățit ceea ce am pățit, de ce s-au întâmplat anumite lucruri și de aceea lucrarea este importantă pentru că are curajul autorul să o așeze aici într-un astfel de platou de gânduri, de idei, de filozofii, de filozofări. Deci aici nu înseamnă că mi-așez admirația pe marginea acestei cărți, pe ideile care vin să puncteze, să așeze în pagină elementele ce te fac să solidarizezi cu necazurile, cu umilințile, cu problemele. Dar ele sunt reale. Și decât o literatură factualizantă, care să rătăcească prin imagini orbecăite, prin absurdități sfărăitoare, prefer o literatură care vine cu realul în față, chiar dacă mi s-ar spune că nu e literatură. Vor fi mulți care vor zice aceasta nu este o carte de literatură. Păi, nu-i nimic dacă nu e de literatură, este memorialistică, pentru că memorialistica nu înseamnă să-ți aduci aminte și numai cei care au fost în pușcării și aduc aminte, ci înseamnă și ceea ce face Iacob Poniga. Dar mai mult decât atât, aceasta este o carte, până la urmă, de psihologie socială. Sau, aceasta poate fi o carte de terapie. Pentru că autorul intervine în destinul personajelor. Îi cunoaște, are relații, întreține dialoguri, are corespondență, sfătuiește, face demersuri și asta când vezi un bine de făcut fel. Iacob Oliga a văzut un bine de făcut în relația cu fosta lui colegă și familia ei și destinul ei și a făcut, dar cea mai importantă relație pe care eu va institui lui Iacob Oliga această carte este consolidarea relației dintre el și dumneavoastră după ce veți citea această carte peste ceea ce a fost până azi între dumneavoastră. Felicitări și să vă fie de bine cu lectura. Din perspectivă religioasă, filozofică religioasă, dăm cuvântul părintelui preotului doctor Florin Colina. Distins auditoriu, trebuie să încep cu mărturisire. Am fost printre privilegiați, cred, care am avut cartea sub formă de manuscris. Mai mult decât atât, am și o dulce povară pe care prietenul nostru comun, autorul cărții Iacob Oniga, cu nume de apostol, mi-a încredințat. Aceea de a spune câteva cuvinte. Am să vă spun poate mai multe cuvinte. Și am să vă spun că, pentru că personajul principal, inima plină de dramă a unei mame, există de-a lungul întregii cărți un personaj prezent. Deși paradoxal, invizibil, dar a cărei prezență este incontutabilă. Dumnezeu. De cele mai multe ori se spune bunul Dumnezeu. Noi trebuie să vorbim de un Dumnezeu, nu neapărat transcendent pe verticală, ci transcendent pe orizontal. Și cred că aici cartea domnului Iacob Oniga puntează ferm. Avem nevoie să-L descoperim pe celălalt. Taina celui de lângă noi este cheia proprii noastre salvări. În orice înfrângere va fi o victorie posibilă. Mulțumesc! Mulțumim părintelui Florin Podrea pentru aceste frumoase cuvinte. Punctul de vedere feminin reprezentat astăzi prin persoana doamnei profesoare doctor Valeria Bilț. Vă rugăm! Distinți auditori, de extraordinară sa forță de reinventare, pentru că Iacob Oniga, ceea ce se dezvăluie în această carte este ființa umană în cea mai dureroasă ipostază a ei. Poate miază într-un mod inteligent și într-un mod profesionist, recurge la o poetică pe care domnul profesor trebuie să o cunoască.
o etică autenticității, adică atunci când simte că este foarte greu, atunci când simte că nu poate coordona firul poveștii așa cum și-a propus, inserează scrisorile, inserează documentele juridice, inserează fotografii, inserează desene, inserează pe autenticitate. Mulțumesc! Poetul Ion Iuga Răpușanu. Nu este recomandată decât pentru cei care au o odihnă sufletească. Altfel e greu. Doar un catren. La praznică durere a ființei omenești și îți înconjori lumina cu inel saturnian, tu niciodată n-ai să îți oprești răscumpăratul sânge ce se spune în bani. Mulțumesc. Destine între oameni. Aveți grijă, pentru că și ăsta e unul din mesajele cele mai importante ale cărții. Cartea lui gata, e volumul 1, vine volumul 2, nu știu cum se va intitula, nu știm care va fi destinul, dar aveți grijă când întâlniți, cum zicea și părintele, când întâlniți oameni care au trecut prin astfel de purgatorii omenești, oricât de mult s-ar dezumaniza acolo, oricât ar fi de mult rău cantonat acolo, și de cât de mult rău are și în viață odată. Cu toate acestea, noi trebuie să fim buni creștini și să fim mai atenți cu ei, ca și cu oile pierdute, pentru că aceste oi pierdute trebuie recuperate. Cred că e unul dintre mesajele pe care cartea îl conține și direct și în subsidiar. Are o foarte mare responsabilitate omenească. Acel copil, aflat în penitenciar, o să deduceți din lectura cărții, se leagă foarte așa, de la o scrisoare la alta, de autor. Aproape că îl consideră un fel de părinte, un îndrumător. Să aibă grijă să nu-l rănească și să nu-l doboare a doua oară. Are această responsabilitate umană, are această, să zic, oportunitate să facă lucrurile bine până în capăt și pentru acest lucru e de admirat. Știu că a lucrat la multe proiecte. Poate noi, ceilalți din branșa lui, așteptam să apară o carte profesionistă, dar e suficient de profesionistă și aceasta încât să ne dea multe idei și îl admir pentru curajul său. Îi doresc sănătate, putere de muncă și să vină cu celelalte volume care le așteptăm. Mulțumesc! Aș vrea să spun un catren în care să fie o concluzie. Atât pentru continuarea acestui roman, cât și pentru situația lui Petrică. Și anume, omul care nu se poate controla, responsabilitate nu poate avea. Iar după atitudine, voință și faptă, fiecare are dreptul la o anumită răsplată. Prietenul nostru, scriitorul Iacob, a pogorât-o pe Victorian de pe cruce, i-a șters rănile și i-a dat speranța. Aceasta este povestea scrisă de Iacob. Eu vreau să-i adresez domnului Oniga o singură întrebare. Cum a reușit dânsul să treacă peste emoțiile acestei cărți și a acestor personaje? Cum a reușit să-și refacă sufletul dânsului dinainte de a cunoaște aceste personaje? Pentru că toată lumea a vorbit despre carte, dar nimeni nu l-a întrebat pe domnul Oniga ce a simțit când a trebuit să scrie această carte. Mulțumesc! Sigur, pentru ca triunghiul prieteniei să fie complet, vă dăm cuvântul. E o salvă de drame care înconjoară sufletul Victoriei și care se succed în viața ei. Îl rog pe bunul Dumnezeu să-i le oprească. Dragi prieteni, atunci când căutăm o explicație, o lămurire pentru o întâmplare sau pentru un lucru pe care nu-l înțelegem, vom observa că ne afundăm din ce în ce mai mult în necunoaștere. Atunci când sperăm că am descifrat sensul vieții, vom constata că nu ne mai rămâne timp pentru a mai trăi. Ce
ce e de făcut? Eu cred că trebuie să fim mai buni și mai drepți cu noi și cu cei din jur. Dacă nu putem să facem bine, atunci să nu le facem rău celorlalți. Vă mulțumesc! Aceasta este victoria.